A murit Bianca Simona Gherge este devastată de durere Pe data de 24 octombrie 2022, pisica Simonei Gherge s-a stins din viață, însă copiii ei, Ana și Vlad, nu știu nici acum, asta pentru că ar prim vestea foarte trist și ar suferi mult, iar prezentatoarea de la Mireasa nu știe deocamdată cum să le spună A murit Bianca Simona Gerce devastată. Pisica Simonei Gerge s-a stins din viață, iar ea a scris pe rețelele de socializare personale un mesaj cu adevărat trist și emoționant. Prezentatoarea TV a postat cum a apărut pisica lor, pe nume Bianca, în familie. Între prima și a două fotografie sunt 10 ani și o lună. Acum 10 ani și o lună, asadar, pe 24 septembrie, într-o zi calda de toamnă, a venit în curte am găsit-o pe masa de afara, cum se vede și si în imagine. E prima ei poza. Era alba, alba si gratioasa, avea o frumusete de printesa, dacă ar exista asa ceva si în lumea felinelor. A doua zi, tot acolo. A treia zi, la fel. A patra zi am dat niste branza. Cam asta mă gândeam eu că ar putea sa i placa. Si pare că i-a placut de vreme ce a rămas la noi. Bianca a fost prima mea pisica am avut doi caini în copilarie și adolescenta, pe tina și si pe Max, si eram mai degrabă genul care prefera caini în locul pisicilor. Dar uite ca Bianca, frumoasa și si eleganta, m-a cucerit. Asa cum i-a cucerit și si pe Ana și si pe Vlad, dar și si pe multi copii din cartier, care treceau, zilnic, în plimbarea lor prin fata casei noastre, doar ca să o admire. Cacita tare doi plăcea să fie admirata, a scris Simona Gergen postare. Prezentatoarea TV nu le-a spus copiilor despre moartea pisicilor. De altfel, prezentatoarea de la Mireasa a mărturisit faptul că încă nu le-a zis nimic Anei și lui Vlad, copiilor ei, pentru că încă nu știe cum să le împărtășească această veste tristă. Fica ei, Ana, o tot întreabă unde este pisica, iar Simona Gerghei a spus că este în spital, căci este bolnavă. Bianca nu mai e cu noi. A murit pe 24 octombrie, dar copiii încă nu știu le-am spus ca e la spital, bolnava, cum a mai fost în ultimele luni, si ca medicii veterinari încearca să o facă bine. Le-am pomenit si de varianta ca Bianca să nu se mai întoarcă acasă, dar încă nu avem curajul să le spunem. În ultimele zile, Ana intreaba tot mai des de pisica ei preferata, da, avea o relatie specială, o iubeste mult, iar a seara, la somn, a început să plângă de dorul ei. Mi se rupe sufletul si nu știu cum să-i dau vestea asta. Inima neagră-bianca, a mai adăugat vedeta.